Cel mai frumos cadou pe care îl pot primi de ziua mea, mi-l pot oferi doar eu. Iubirea. Da, iubirea. Dacă am învățat ceva până la 33 de ani, am învățat că dacă eu nu mă accept, dacă eu nu mă iubesc, dacă eu n-am încredere în mine, nimeni nu o să o facă. Am învățat că fericirea nu se caută, nu se găsește și nu se cumpără. Fericirea e în mine. Fericirea e dimineața când deschid ochii și văd soarele sus pe cer. Oricât aș fi dat-o în bară ieri, azi am din nou șansa să o iau de la început. În fiecare zi sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce sunt, tot ceea ce am trăit. Nu regret nimic. Bune sau rele, toate lucrurile care mi s-au întâmplat au fost menite să mă construiască în femeia care sunt azi. O femeie mândră de ceea ce e. Nu sunt perfectă, dar am învățat că perfecțiunea e în ochii privitorului. Și cine mă privește cel mai des? Eu. Ochii mei sunt cei care contează cel mai mult. Așa cum mă văd, așa mă simt. Iar felul în care mă simt transmite celor din jurul meu cine sunt eu ca om, ca femeie. Iar eu sunt iubire, pentru că iubirea e cheia fericirii, iar cheia e la mine. Iubesc oamenii, iubesc viața, iubesc ceea ce fac și mă iubesc pe mine. Iar iubirea nu se cântărește nici în kilograme și nici în bani. Iubirea se dăruiește și primește înapoi în zecit. Cine sunt eu? Sunt doar o femeie care încă mai crede că binele învinge, că oamenii nu și-au pierdut de tot esența. O femeie care încă mai speră că într-o zi vom trăi fără etichete, fără ură și fără discriminări. Sunt o femeie care încă îndrăznește să-și iubească trupul chiar și atunci când acesta nu e perfect. Sunt o femeie care mă ridic peste superficialitatea care ne înconjoară și am curajul să fiu fix cum vreau eu, nu cum îmi dictează societatea. Îmi asum cine sunt și mă accept așa cum sunt. Nu sunt în competiție cu nimeni. Singura pe care vreau să o depășesc azi sunt eu, cea de ieri. Da, uneori mă împiedic, uneori cad, uneori simt că nu mai pot să mă ridic încă o dată, iar alte ori îmi vine chiar să renunț la toate visurile. Dar sunt un om, doar un om. Și am învățat că e normal să simți că uneori nu mai poți. Atunci iau o pauză, îmi accept oboseala, mă odihnesc, mă hrănesc din nou cu dorință și prind puteri din nou. Am puterea să lupt până reușesc și am tăria să accept atunci când greșesc. Într-o lume plină de fals, eu încă îndrăznesc să rămân reală. Eu știu cine sunt. Tu știi cine ești?